am un telefon. Hai sus, hai sus, hai sus. Oana, bună dimineața. Neața. Neața. Do. Dimineața. Săruna de la Neața deranjăm. Bună dimineața. Dimineața. Mulțumesc. Unde am nimerit cu telefonul? În vestul țării? În vestul țării, în Caransebeș, dar de câțiva ani nu mai locuiesc în Caransebeș și sunt momentan în Marea Britanie. Momentan? Da. Da, ce înseamnă? Hai să ne grăbim că nu mai avem acolo. Robin cu ei. E șase nu avem. Acolo. Nu, au păstrat. Au păstrat. Azi că o perioadă păstrează. Oh, ce bine. E ieftin sau e scump să vorbim cu tine? Este foarte ieftin. E foarte, atunci să ne lungim. Da. Oana, ce faci în Marea Britanie? Lucrez. Asta este bine. În ce domeniu sau ce, dacă îmi permiți, că poate ești agent secret. Nu. Și atunci, nu. La ce te pricepi? În construcții lucrez, am terminat la Timișoara și am continuat studiile și am rămas aici. Ai terminat la Timișoara la construcții, acolo, la clădirea de cărămidă roșie, lângă Park Place, exact. Lângă MV-uri. Mergeam la sala. Exact. Vezi, mă, simplu. Da, ai stat în cămin? Da, da, 21-22 construcțiile, nu? Nu. Da. Da. Da, se auzea un plâns tot timpul. Se la ce? Negovan care plângea de foame. Oana, de câte ori suna, zicea că se mai culc o tură. De ce te mai culci, mă? Mi-e foame. Păi da, că n-aveam bani de băutură, dar mă rog. Oana, banii se duceau pe bere. Oana, sărbătorești ceva astăzi? Da, este ziua mea. Și ziua internetului, tineretului. M-am pus ziua tineretului. Mai mult ca bernet. Așa că noi am sunat de fapt să spunem la mulți ani. Sara. Sau happy birthday, cum ar zice Regina. Mulțumesc. A fost și ziua ei acum. A fost de când. Abia a făcut. Te pupăm, te îmbrățișăm. Dacă ar fi să schimbi țara, ai mai schimba-o, că ai zis momentan, de asta ne-ai speriat. Momentan, Marea Britanie. Dacă ar fi să schimbi țara, ai mai schimba-o? Nu. Pot să spun în momentul de față că nu. E bine acolo unde ești. Da. Minunat. Te pupăm, te îmbrățișăm, să-ți meargă bine toate. Piesa asta e pentru tine și numai pentru tine. La mulți ani.